Bun regăsit! Sunt Albert și vă invit să urmărim împreună știrile de sabat. În ultimele două zile ale lunii septembrie, Biserica Adventistă Popa Tatu din București a oferit gratuit consultații medicale în specialități precum oftalmologie, pneumologie, diabet, ginecologie și medicină generală. În plus, s-au efectuat ecografii abdominale, decord, Doppler cervical și periferic, EKG, o serie de analize de sânge prin teste rapide și consiliere psihologică. Cu ajutorul lui Dumnezeu și al celor peste 70 de voluntari, coordonați de dr. Adina Dragomir, proiectul Din grijă pentru tine, Popa Tatu, a oferit peste 300 de consultații, ecografii și analize medicale în 15 cabinete. În perioada 5-11 august, în localitatea Dragoslavele, județul Argeș, a avut loc o acțiune de tip Teen Serve, coordonată de pastorul Claudiu Țepuș. Aproximativ 30 de tineri au desfășurat activități de ecologizare, au intervenit în cazuri sociale indicate de primărie, au desfășurat activități educative pentru copii și au ajutat la lucrările de amenajare a centrului Explore Dragoslavele. În plus, din echipă au făcut parte medici și asistenți medicali care au oferit consultații medicale gratuite și au evaluat indicatori precum glicemia, colesterol, tensiunea arterială și riscul cardiovascular. Departamentul muzical din cadrul conferinței Muntenia a lansat un nou proiect. În fiecare vineri, pe canalul de YouTube Tineret Muntenia, este încărcat un imn pe care îl poți cânta alături de biserica ta, în mașină sau la o întâlnire în natură. Primul imn ales a fost Ce fericire am pe Iisus, fiind încărcat vineri, 27 septembrie. Proiectul coordonat de Mihai Bejnariu și Andrei Sisu își propune să aducă imnuri creștine mai aproape de tine. Departamentul Tineret al Bisericii Adventiste de ziua 7 din Muntenia pune la dispoziție calendarul evenimentelor dedicate tinerilor în următoarele 4 luni. Calendarul este disponibil pe conturile de Facebook și Instagram Tineret Muntenia. În luna octombrie reîncep întâlnirile USBD dedicate tinerilor adventiști din București. Psihologul Persida Popescu, antreprenorii Loran Saz, Daniel Pițurlea și Johnny Smedia și Robert Mandache, președintele Bisericii Adventiste de ziua 7 din Muntenia, ne vor ajuta să rămânem conectați cu Dumnezeu. În perioada 10-12 octombrie va avea loc cel de-al 9-lea Congres Medical Adventist al Asociației Sănătate și Educație la hotelul Aro Palace din Brașov. Congresul Medical Adventist, acreditat cu 12 puncte MC, este locul care corespunde nevoii de interconectare și împărtășire a cunoștințelor dobândite, a concluziilor cercetărilor academice, precum și de discutarea celor mai recente descoperiri în domeniile clinice pe specialități. Este timpul și locul în care experiențele clinice și spirituale pot fi prezentate într-o plăcută armonie. Evenimentul își propune să dea această dată abordarea ființei umane în tridimensiunea ei completă, corp, suflet și spirit, tema congresului fiind principii adventiste de sănătate în știință și practica medicală. În perioada 18-20 octombrie, Centrul Educațional Adventist din Brașov va găzdui un program dedicat persoanelor care se pot cunoaște, socializa și pot crea conexiuni semnificative ca urmare a prezentărilor cu tematica relațiile de prietenie și în căsnicie, pentru că mai bine doi decât unul. Înscrierile se fac până joi, 10 octombrie, la adresa de mail familia@adventist.ro. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu directorul Departamentului Familie din conferința dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, până sabatul următor vă doresc o săptămână binecuvântată!